Bun venit în partea 15-a Pescui Polt cu Coco. Salut, băieți. Cu Mariusica. Cu Ilie nebunul. Salut, băieți. Gigi în concediu. Venea Gigi, hai încoa. Gigi nu lasă nevasta. Hai nea Gigi la pescuit. Și cam atât. Ah, și cu gelul. Gelul e la deal. Asta e gelul șofer. Deocamdată e mut, încă îl așteptăm. Ilie nebun. Diliu. 7.20, v-am zis eu că peștele are ceas. Ia uite, două pămâni. Deci noi suntem venire mai devreme că avuserăm o problemă așa. Ne suntem de la 1 aici, până la 7 destule ore. Deci peștele are ceas, când vrea să mănânce, începe tot. Și băieții luară. Hai venim. Mesaj către acei pescari care se dau super profesioniști. Băi nene, voi ăștia care pescuiți pe bălți private, cu așa ceva nu vă luptați, nu? Sper că vedeți. Cu așa ceva. Da? Da, nu mai ziceți, bă nene, că voi sunteți pescari de aia profesioniști. Când vă veți lupta pe bălți sălbatice cu așa ceva, adică să stați cu undițele pe mal că nu puteți să dați în apă, aia sunt pescari, ui. Aia care înjură și nu mai pot de draci, că nu pot să pescuiască. Nu voi care plătiți bălțile să dați în cada plină cu pește. Relaxare totală, da? Ăștia sunt pescari, nene. Care au de-a face cu dificultăți. Nu relaxare la ponton cu umbrela pe cap și pește cât cuprinde, baltă, privat, da? Ăsta era mesajul care vreau să vă zic. Deci eu stau cu undițele pe mal că uite ce vine, dar nu vă pot da lumină în față să vedeți cât a vine. Cât plauri vin. Pe sute de metri, da? Ăsta e mesajul de la Coco. La Ilie, să nu vă vine să nu credeți, bă. Dar ce vă vine să nu credeți? Ne-am mutat de la locul, știu că nu mai puteam de plauri, sufeream. Veni Ilie și sparsă gheața, ne dă-te speranță, Ilie, bă! Sunt mutei! Bravo, tată, du-te, rupe balta! Rupe balta, Ilie! Ia uite, nea Gigi, cu dedicație, bă, ne întorsăm la locul, știu, bă, dracu, că acolo ne bătea vântul. Ia uite, bă, ce veni aici, bă, dracu, bă. Ghiți cine? Mariusica, bă, prietenul tău. Ia uite, Alex. Pufoaica pe el aranjatele alea. Hai că îl gătim pe ăsta. Ora 4. Hai mă lovești pe mine unul. Frumos. Mă luase somnul meu, că odată vă duc bambina în jos. Cam frig. Marius o crapă. Coco 2 carași. O să rămân plecați azi, cam peste tot. Pe la Zăvideni, pe la mama ele. Un coleg 3 ciortani. La Zăvideni, la culii sabă. Venire la locul știut, mare zlocrapul. Reușiți eu să iau 2 care să scap de gheldă. Poate o mai da, cine știe. Aute, ăna, Gigi! Stai așa, bă, că nu-i dădui drum. Hai să vedem momentul adevărului, nea Gigi. Îl zice Madison ăla după aia că... Hai, Jack. Stai, mâine, mă. S-am zis, bă, Sorine, în cața și pula ta. 300, mai scade cât o avea coșul. Cât o mai avea coșul, deci un kil. Hai, punem un kil. N-are 300 coșuri, dar are. Eu că nu văd, iară nu văd, 1.300. Hai să punem un coșu, cât mă, 200 de grame, 1.100. Bravo, mare sic. Hai să dau gând la vă. Așa că nea Gigi, încalecă pe mașină și hai după Coco, bă, că nu e de stat. Pune la nevastă, știu că te ceartă, hai.